Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Am ținut neapărat să fac o continuare pentru scorpioni, pentru că amestecasem cărțile și au venit totuși niște mesaje și mă gândesc că totuși unii dintre voi aveți nevoie să le ascultați. Din seria aceasta de cărți, Sfaturi de la Dorin Vârciu, în timp ce amestecam, ați primit cartea Nutriție. Și cred că unii dintre voi, după cum văd cărțile aici, după cum văd aceste cărți, sunteți chemați să discutați cu un vindecător, cu un doctor, eventual despre copii. Un doctor puternic, în acest context. Această carte mi-aduce aminte de puterea, da? Care e de obicei semnul leului cu spidă cu fecioară. Care probabil că cercetează sau are atâta înțelepciune ca acest om din carte. Studiază problema. Cartea aceea a nutriției îmi spune că unii sunteți chemați să vă analizați mai bine alimentația. Eventual, în legătură cu aceste discuții despre sănătate, despre copii, poate, o mică parte dintre voi aveți de discutat cu un doctor veterinar, dacă aveți un animăluț în preajmă care are probleme. Oricum, dacă nu e doctor veterinar, sigur persoana este doctor, eventual cercetător în domeniu, da? Și discutați despre copii. Poate să fie domeniul obstetrică, ginecologie, da. Oricum, ideea este că sunteți pe calea cea bună. Sunteți pe calea cea bună. Și iar apar florile și iar mi-aduc aminte de nutriție și probabil că unii dintre voi sunteți, prin aceste cărți, susținuți în a cerceta, eu știu, un fel de alimentație mai special, de vindecare, da? De vindecare prin sistem naturist. Bănuiesc. Eu oricum sunt deschisă către genul acesta ayurvedic de tratament. Mi-am propus să fac, pentru că le-am amestecat și pe acesta, și din seria de cărți cu, în fine, tentă sexuală. Și înainte de a le tăia, vreau să vă arăt ce aveți aici. La capătul acestui set de cărți există un 10, da? Un octombrie în care deja am intrat. Ceea ce spune că da, suntem pe calea cea bună, măcar în privința acestui set de cărți. În octombrie lucrurile încep să se schimbe. Este roata norocului. Să se schimbe în bine, să crească. Pentru că în spate văd un 10 de spade. Cineva a fost trădat. Cineva este chemat să manifeste o nouă relație, eventual cu altcineva. Dacă renunță la acest ciclu de trădări, de lacrimi, de iluzii, de minciuni, probabil că da. V-ați gândit că veți fi înșelați și ați prefera să stați voi cu voi înșivă, dar v-ați făcut mai mult rău. Oricum, aveți aici un potențial, posibil din partea unui semn de pământ, dar nu e obligatoriu, de o nouă relație, cavalerul de monede și asul de monede. Ei, și acest potențial vă poate schimba viața unora dintre voi. Acum, pentru că le-am amestecat, o să tai în fața voastră Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion. Da? Și vom vedea ce se pregătește, care e energia sexuală dintre voi și persoana dragă, cu oficea veche, cu oficea nouă, îmi spuneți sau nici nu trebuie să-mi spuneți. Voi trebuie să deduceți ce vă place, ce vă doriți voi, ce-și doresc ei, nu, de ce vă este frică, ce-și doresc ei, de ce le este lor frică. Ok. Deci ce vă doriți, de ce vă este frică? Ce vă doriți voi? Oh, faetonul pe care l-am văzut și la crucea, la celălalt
Cealaltă înregistrare. Vă doriți să mergeți mai departe. Poate unii dintre voi vă gândiți la un rac sau cineva cu planete în rac. Dar cred că simțiți nevoia măcar de prin iulie să mergeți mai departe din punct de vedere intim, sexual. Ori cu aceeași persoană, ori cu altă persoană, că tot a apărut schimbare. Da? Este ce vă doriți voi. Probabil vă doriți să experimentați niște chestii pe care, da, să mergeți mai departe, să experimentați sexual niște chestii pe care nu le-ați mai făcut cu nimeni. Posibil și așa ceva. De ce vă este frică? De 5 de cupe. De regrete. De a rămâne în această energie a trecutului în care v-ați implicat emoțional în relații care acum nu-și mai au rostul. Posibil cineva vine să vă ofere, poate aceeași persoană, poate aceeași persoană, da? Ideea este să nu rămâneți în starea asta de refuz și de ancorați în trecut. Lăsați pasiunile trecutului să se ducă pe apa sâmbetii și primiți oferta, că văd că acest bărbat vine cu flori, dacă e bărbat, că femeie, cineva vrea să vă ofere, da? De la 5 de cupe să mergeți către 6 de cupe, care înseamnă 6 de cupe înseamnă o legătură dintr-o altă viață, da? Și de la 6 să mergeți către 7. Să avansați lucrurile. Să călătoriți eventual, da? Ce își doresc ei? Oh, ce frumos! 10 de cupe! Știi ce le este frică? De 5 de spade. Puf, nu, de 5 de bâte. 5 de spade, probabil că au conflicte cu cineva din preajma lor, o fi geloși ai lați. De ce le este frică? Sunt geloși. Le este frică să nu vă duceți cu altcineva, da? Le este frică. Vă pândesc. Deocamdată își rețin. Își rețin pasiunea, vorbele, emoțiile, resursele și le rețin, dar trebuie să iasă din, da? 5-5, amândoi aveți 5, trebuie să sunteți provocați să ieșiți din frică. 5 înseamnă schimbare. Schimbați, am vorbit, da, roata norocului. Schimbare. Să schimbați. Și să vă concentrați pe ce doriți, nu pe ce vă este frică, mai ales la lună nouă. Mai ales că încă suntem în vibrație de lună nouă. Concentrați-vă, visați la ce vă place, la ce vă doriți, ca să nu manifestați aceste frici, să manifestați dorințele, înțelegeți? Pentru că ce își doresc ei, să aibă fericire totală cu voi. Vă doresc alături, până la sfârșitul vieții. Asta e fericire maximă. Este similar cu soarele, este varianta 3D a soarelui. Își doresc să fiți totul pentru ei și ei să fie totul pentru voi. Ce frumos! Amândouă sunt semne de apă, da? Iar cupe. 5, 10. Nu puteți să ajungeți la acest 10 dacă stați în emoțiile trecutului. Relațiile trecutului, dezamăgirile sexuale eventual din relațiile anterioare. Iată! Aici cineva se abține. 8 de spade. Puh. Se abține pentru că, wow, nu știu că se mai abține. Cred că nu o să se abține prea mult timp. Pentru că există un 3 de cupe și un 4 de bâte. 4 relații. Relație stabilă. Iar 4. Cineva încearcă să vină spre dumneavoastră, dar unul dintre voi încă nu-i suficient de deschis. Încă, cred că amândoi încă sunteți în starea în care încă nu v-ați deschis, dar aveți potențial de relație de lungă durată. 3 de cupe. Vai, dar ce frumos, nu? Câte emoții, câtă eliberare de complexe, de griji față de acesta eventual. Sau față de 8 de spade care, evident că nu știe cât mai rezistă să se abțină. Se vede în spate că, de fapt, își dorește, chiar dacă încearcă să nu facă nimic. Dar nu știu cât va, repet, nu știu cât va rezista persoana care se abține. Poate că vă abțineți amândoi din cauza fricilor.
Și repet, a fost roata norocului. Trebuie să schimbați. 5 cu 5, 10. E al doilea 10. 10 a fost și la roata norocului, da? Și la 10 de spade. Lăsați trecutul. Amândoi. Amândoi cred că trebuie să lăsați trecutul și să vă bucurați acest 3 de cupe, da? 10 de cupe. Care vă duce către 10, către faeton. Vă duce, da? Călătoriți către 10. Prin 3. Asta e, dacă la un moment dat veți fi într-un trio, probabil va fi un stadiu. Din trio veți ieși din trio și veți ajunge la o relație stabilă. Așa simt. Și s-ar putea unii dintre voi chiar să... E un ouleț aici, da? Legat? Să aveți o surpriză. Mai ales dacă nu vă protejați. Trei de cupe poate să fie el, ea și ce? Și copilașul, da? Și copilașul, potențial, dacă vreți. Și în momentul în care vine copilașul, în care se întâmplă minunea, se întâmplă și minunea acestei relații. 4 de băte, da? 4 de monede. Stabilitate oarecum, da? Ce frumos. Da, văd și un diavol, există. Cineva vă spionează, încercați să comunicați, poate deschis, despre această obsesie care este între voi. Există o obsesie, dar încercați să vă abțineți. Pe de-o parte ei sunt geloși, pe de-o parte voi stați prea mult în energiile trecutului, în relațiile trecutului, care nu v-au satisfăcut sexual, ăsta e adevărul. Ăsta este adevărul. Probabil că de-aia vă abțineți. Eu cred că aici vă abțineți amândoi. Chiar dacă ea își dorește mai mult decât el, cartea poate să vă reprezinte pe amândoi. 8 oricum înseamnă transformare. Sunteți chemați să transformați această reținere și să mergeți mai departe pentru că ajungeți la fericire maximă. Vă doresc numai bine și dragoste pasională.